Biblia spune, Dumnezeu este bun și drept. Dar să nu uitați, prima dată e bun. Lăudați să fie Dumnezeu care prin bunătatea Lui și așa de frumos a scântat, suntem în casa Lui Dumnezeu. Aș vrea să deschidem Cartea Sfântă Biblia la Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 20, de la versetul 24 la versetul 29, o să cuvântul Domnului, așa cum obișnuim la aceste sărbători, duminica aceasta o numim sau o numesc unii Duminica Tomii, eu o numesc Ziua Domnului, ziua când Domnul vrea să se întâlnească cu fiecare dintre noi, cum s-a întâlnit și cu Toma. Aș vrea să citesc cuvântul Domnului, vă rog să-L urmăriți, dacă aveți Bibliile, să-L urmăriți în Biblie, dacă nu pe monitoare. Toma zis geamănul, unul din cei 12 nu era cu ei când a venit Isus. Ceilalți ucenici au zis, deci, am văzut pe Domnul, dar El le-a răspuns: Dacă nu voi vedea în mâna lui semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnele cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în costa lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Isus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Isus, a stat în mijloc și i a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea. Și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu, Tomo, I-a zis Iisus, pentru că mai văzut ai crezut, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut, slăvit să fie Dumnezeu. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Dragii mei, cine sunt cei care n-au văzut și au crezut? Și răspunsul vine de la sine. Noi. Noi n-am văzut ce a văzut Toma. Noi n-am pipăit cu mâinile noastre ce au pipăit Toma și ceilalți apostoli. Pentru că ni se spune la un moment dat, apostolii spun și îi spun în felul următor, noi care am văzut cu ochii noștri, care am pipăit cu mâinile noastre, care am văzut harul vieții, care am gustat ei, martori oculari. Despre Toma ni se vorbește în toate cele patru Evanghelii în Matei 10 cu 3, în Marcu 3 cu 18, în Luca 6 cu 15 și în Ioan 20. Nu toți evangeliștii relatează această întâlnire a lui Toma cu Isus. Cine este Toma, ucenicul? Unii cercetători ai Scripturilor spun că Toma ar fi fost din orașul grec Dima. Astăzi, undeva prin Turcia, această localitate. Toma este poreclit și geamănul, și se mai spune de către cercetători că e posibil să fi fost chiar un fiu al lui Iosif, tatăl lui Isus, numit și Iuda Toma. Este posibil. Biblia spune despre Toma că el nu doar singurul a fost îndoielnic cu privire la învierea lui Isus, ci toți ceilalți. De ce este poreclit Toma necredinciosul sau Toma geamănul? Iată ce spune în Marcu 16, de la 9 la 14. Și aș vrea, dacă se poate și să proiectați, pe ecran. Marcu, capitolul 16, de la 9, spune în felul următor. Iisus, după ce a înviat în dimineața zilei din tâi a săptămânii, s-a arătat mai întâi Mariei Magdalena, din care scosese șapte draci. Ea s-a dus și a dat de știre celor ce fusese împreună cu El. Cine erau cei care au fost împreună cu Iisus? Ucenicii. Care plângeau și se tânguiau. Când au auzit ei că este viu și că a fost văzut de ea, ce spune Biblia? N-au crezut-o. Este Toma singurul necredincios? Nu. Am putea să, spune, să spunem ucenicii necredincioși. N-au crezut-o. După aceea s-a arătat în alt chip la doi dintre ei pe drum când se duceau la țară. E vorba de cei care mergeau pe drumul mausului. Aceștia s-au dus de au spus lucrurile acestor celorlalți, dar nici pe ei nu i-au crezut. În sfârșit, s-a arătat celor 11 când ședea la masă și a mustrat pentru necredința și împietrirea inimilor, pentru că nu crezuseră pe cei ce îl văzuseră în viață. Deci iată că nu doar Toma este necredincios, ci toți toți au fost necredincioși, necredincioși privind învierea Domnului nostru Isus Hristos. Toma este ucenicul, dacă vreți, sincer. Și gestul care l-a făcut Toma dă o lovitură tuturor scepticilor, ateilor, îndoielnicilor. Pentru că dacă Toma n-ar fi pipăit, n-ar fi văzut, n-ar fi atins urmele care le-au lăsat piloanele romane, sau sulița ostașului roman. Probabil că astăzi și unii dintre noi ne-am fi pus întrebarea oare a fost Isus înviat trupește sau a fost un Iisus înviat doar duhovnicește și s-a arătat din când în când în mod teofanic, adică într-un trup ucenicilor. Toma este, că este ucenicul sincer. El spune, e mare lucru să ai, un, să ai frați sinceri în biserică. E mare lucru să fie frații sinceri. Și să își exprime sinceritatea fără frică, în mod audibil celorlalți. Ceilalți au spus, Tomo, am via Domnul. Eu nu vă cred. Știți, există oameni care știu, sau creștini, care știu să se abțină. Nu neapărat când ești sincer trebuie să spui tot. Asta nu înseamnă că nu ești sincer dacă nu spui tot, dacă ții anumite lucruri, dacă le păstrezi. Dar Toma exprimă de data aceasta sincer necredința. Fraților nu cred. Ce, ce fain ar fi sau ce bine ar fi dacă în biserică creștinii ar veni sinceri înaintea lui Dumnezeu, sau chiar înaintea fraților. Știu pe un frate care a venit odată sincer ca să-și spună un păcat care l-a afectat și ceilalți au început să râdă de el. Ba, unii l-au mustrat și au zis, dar ce te-ai apucat să spui acum? Trebuia să spui doar la păstor sau la unul. Dar el a venit sincer și a spus, fraților, am o problemă. Problema asta mă macină, problema asta mă roade. E un păcat care mă roade și vreau să scap de el și nu pot. Rugați-vă pentru mine! Sinceritatea uneori te poate costa. Poți pierde dacă ești sincer. Imaginea sau simpatia oamenilor. Dar câștigi aprecierea din partea lui Dumnezeu. Toma este un ucenic care îl iubește sincer pe Iisus. Niciunul n-a zis ce a zis Toma. În Ioan capitolul 11, versetul 16, când Domnul Iisus Hristos vorbește de faptul că va merge să-L trezească pe Lazar, Lazar murise, Însă zice Domnul Iisus, mă duc să-L trezesc. Iar unii din ucenici spune în felul următor, Doamne, cum să te duci tu la iudei? Ai și uitat că acum câteva zile iudeii vroiau să te omoare cu pietre. Și acum să te duci la iudei să-L învi, Adică ei nu știau că Lazar a murit. Să ne mai ducem noi la iudei? Să-L vezi pe Lazar? Și au zis ce zice Toma încurajează grupul de ucenici. Dacă Domnul merge, nu lăsăm singur. Haideți! Haidem! Adică haidem, e o încurajare generală. Haidem să mergem și noi să murim cu El. E frumos să ai un astfel de frate lângă tine care să fie să, gata să moară împreună cu tine. Asta este Toma. Din celălalt punct de vedere, dacă privim acest text, importanța de a fi prezenți la biserică este majoră. Unii spun, dar ce, nu mă pot închina și acasă? Doar și acasă, dacă mă uit la televizor, că și așa transmiteți online, cu excepția faptului când ești bolnav, când nu poți, Apreciez frați care vin și când îți bolnavi aici. Am văzut pe fratele Pia. Așa bolnav cum a fost, a venit în biserică, a ieșit probabil, la plecat, nu s-a simțit bine. Dumnezeu să se îndure de fratele Pia. Dar să vii la casa Domnului așa cum ești, cum poți. Să te târăști, să dorești cu orice preț să fii prezent la adunare. Nu știu unde a fost Toma în prima zi a învierii, seara, când Iisus a întâlnit cu ucenicii a lipsit de la slujba probabil de seară. Nu știu unde a fost, dar n-a fost, asta știu, că n-a fost prezent la adunare. Și nefiind prezent la adunare a pierdut una dintre cele mai mari ocazii frumoase, care pentru el din fericire a fost repetabilă. Dar pentru alții este poate nerepetabilă. N-a fost acolo când a fost Domnul și s-a arătat celorlalți ca să fie crezuți. Crezut. Asta, concluzie, e rău să lipsești de la adunare. Nu trata biserica cu indiferență. Nu zice, mă duc când am chef. Nu sta sâmbătă, noaptea, târziu, foarte târziu, ca duminică dimineața să nu mai poți veni la biserică și să dormi și să te odihnești. Nu te duce duminica la lucru, chiar dacă ți-ar da un milion de dolari. Chiar dacă ai face nu știu câți bani, banii aceștia pierd, se duc, se consumă, dar veșnicia ta e în pericol. Pentru bani, nu renunța la biserică, la întâlnirea cu Domnul. Da, spun asta pentru că sunt creștini care în mod repetabil, duminica, uneori se duc. Ca să lucreze, când ar putea să nu lucreze. Există geaburi, într-adevăr, care nu permit, n-ai cum să faci, n-ai ce să faci. Dumnezeu vede asta, nu este uh, mai lipsit de înțelegere decât am fi noi. Dumnezeu are o înțelegere mult mai mare. Dar când nu te stresează, când nu te forțează, când nu te constrânge nimic, nu lipsi de la biserică. O altă concluzie, am început cu concluziile și apoi voi intra în subiectul predicii. Întotdeauna când venim la adunare, Domnul este prezent la întâlnire. Fraților, de multe ori am auzit expresia să ne rugăm Domnului să fie prezent. Credeți că nu-i prezent? Eu știți cum mă rog, Doamne fă să fie frații prezenți? Că Domnul-i prezent. Fă, Doamne, să nu mai lipsească frații de la adunare. Să fie Toma totdeauna prezent. Äh, fratele, Toma e aici. Avem și noi un, un doi Toma. Unul lipsește și unul prezent. Dumnezeu să-i binecuvânteze. Dar întotdeauna să știți că Domnul Iisus Hristos este prezent. În adunare el este prezent, că de aia ne-am adunat. Ne-am adunat aici în numele Domnului Isus Hristos. Sub egida, sub, acea, sub acest nume ne-am adunat aici. Nu ne-am adunat altfel. Eu n-am venit în numele nici a lui Assemblies of God, nici a lui Church of God, nici a cultului pentecostal, nici a Uniunii, nici a unei organizații. Eu am venit aici în numele Domnului Isus Hristos. Și de aia ne-am unit toți și suntem frați, că nu ne unesc ideile noastre, ci ne unește acest cuvânt. Cuvântul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu. E importantă prezența Domnului între noi? Foarte Sau să știm că Domnul e prezent? Foarte important. Că El se poate retrage dintr-o biserică să nu mai fie prezent? Se poate retrage. Dacă acea biserică nu ascultă de cuvântul Domnului, dacă nu este credincioasă principiilor sfinte, Domnul Isus se poate retrage cu caracter local din acea biserică sau din acea inima unui om. Zice în Exod 33 cu 15 Moise, după ce au trecut ei din Marea Roșie și acum se îndreptau spre Canaan, și ca și cum știți cum sunt oamenii, câtă vreme au nevoie de Dumnezeu să țin de poala hainei lui până Dumnezeu le rezolvă problema. După ce a terminat problema, s-a rezolvat și o duce iară bine omul, mai îl lasă, îl lasă pe Domnul la distanță. Dar zice Moise așa, Doamne, știi ceva? Am trecut prin Marea Roșie, ne-ai dat mană, am ajuns așa, ne îndreptăm spre Canaan, un singur lucru vreau să știu. Dacă nu mergi tu în sus cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici a știut Moise cât de importantă e prezența lui Dumnezeu. Iar păstorului bisericii din Laodicea, Domnul Isus îi spune așa, Iată, eu stau la ușă și bat. Unde este Isus? Unde este Isus din inima păstorului din Laodicea, din inima membrilor bisericii din Laodicea? zis cum spune Iată, eu stau la ușă și bat. Unde este Isus? Dacă stă și bate la ușă. Logic, afară. Că nimeni nu bate dinăuntru la ușă să-i deschidă cineva în afară, că o poți deschide. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu, voi intra și deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Asta înseamnă Isus să fie înăuntru. Dacă Isus toată ziua bate la ușa inimitale, El bate și bate și bate mereu. Eu îți spun o întrebare azi. Când o să-i deschizi? El bate azi prin slujbă, prin predică, prin cântare. El bate de fiecare dată când vii la biserică, la inima ta. El e prezent în biserică, da, îi. Dar s-ar putea în inima ta să nu fie prezent. Sunt oameni care vin la biserică, dar care nu simt prezența lui Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu trebuie să o simți în inimă, degeaba o simt zece în jurul meu, dacă eu nu simt prezența lui Dumnezeu. Eu sunt prezent absent. Pre prezența lui Isus devine vizibilă prin semne, prin minuni, în adunările noastre. Și lipsa prezenței lui Isus se vede prin neîncrederea care o avem unii în alții, prin îndoielile care le avem unii față de alții, se vede prin multe. Și acum aș vrea să intitulez mesajul în felul următor. Ce aduce prezența lui Isus Hristos în biserică? E important Domnul să fie prezent? Da. Este El prezent? Da. Și dacă El este prezent, ce aduce El bisericii? Am venit și ne-am rugat, poate și am cerut lucruri firești. Când El vine mai întâi să ne aducă lucruri duhovnicești. Dar noi de multe ori îi cerem lucruri firești. Sănătate fizică, nu irea. rea. Dar ce faci cu ea dacă ți-o dă Dumnezeu? Pe mine de ieri a început să mă doare un genunchi, piciorul drept. Și mă doare genunchiul de foarte greu, mai mult stau într-un picior decât pe amândouă. Și niciodată n-am știut să-i mulțumesc lui Dumnezeu poate atât de mult pentru cele două picioare că mă țin și mă duc fără să mă doară, decât când a început să mă doară. Și de dimineață am început să mă rog, Doamne, fă să-mi treacă durerea de la uh, genunchiul drept. Pentru că foarte greu stai pe picioare. Înțeleg pe frații care stau greu în picioare, că abia așteaptă să se pună jos. Acum sunt unul din ei încerc să grăbesc predica. Dar vreau să vă spun că de multe ori, și nu-i rău să -i cerem Domnului să ne vindece, mai doare pe cineva ce nu pe aici. Doare pe cineva picioarele. Bă, tot sunteți ahile. păi niciunul nu mai dor picioarele. Da, mai dor. Mâinile vă dor, inima vă doare. Frați și surori, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care ne poate vindeca și fizic și spiritual. Slăviți să fie Dumnezeu! Toma, știți de ce era bolnav? Bolnav spiritual. Și cel ce l-a vindecat de boală pe Toma a fost Isus. Până nu te întâlnești cu Isus, nu te vindești de boala asta. Ce aduce prezența lui Isus în adunare? Primul lucru care îl aduce prezența lui Isus, țineți minte, Isus Hristos când vine în adunare, primul lucru care L-aduce este pace. Pace! S-a prezentat în mijlocul lor și nu la întâmplare, spune Evanghelistul Ioan, Isus a stat în mijloc, pentru că Isus trebuie să fie centrul atenției. Fără El nu-i pace. A stat în mijlocul lor și a zis, pace vouă! Așa a făcut în prima seara a învierii, ziua aceea când a înviat dimineața, seara s-a arătat ucenicilor, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă! Acum, la a doua întâlnire, după 8 zile, se întâlnește iar cu ucenicii și același salut, pace vouă! Știți de ce ne salutăm noi cu pace? Ăsta ar trebui să fie salutul nostru creștin! Așa ne-a învățat El să salutăm, exact cum a salutat El după înviere. Când te întâlnești unul cu altul, să spui pacea Domnului Isus Hristos. Dar de ce trebuie să salutăm așa? Luca, la capitolul 10, versetul 5, versetul 6. Auziți ce a spus Isus și dacă noi facem ce a spus Isus, Vom primi binecuvântările care le-a spus El. În orice casă veți intra. Deci ori la cine meri în casă. Să ziceți întâi. Întâi să ziceți. Adică să saluți. Pacea să fie peste casa aceasta. Amin? Următorul verset. Și dacă va fi acolo un fiu al păcii. Pacea voastră să rămână peste, peste el. Când eu spun ție pace, pacea aia lui Dumnezeu să vină peste tine, nu peste pereții aceștia, ci pacea aia să vină peste el. Și al miteri, pacea aia se va întoarce la voi. E așa de important să-ți saluți copilul, soția, Soțul, poate vezi zâmbi, vezi râde. dar asta au spus Isus. Cu pace. Că avem nevoie de pacea asta lui Dumnezeu. Pacea lumii e o pace strâmbă. Știți ce a spus Cicero? Cicero a spus, mai bine e o pace strâmbă decât un război drept. A realizat el că pacea oamenilor e o pace strâmbă. Însă pacea lui Dumnezeu e o pace perfectă, o pace dreaptă, o pace neprihănită, o pace care are multe beneficii. Și aș vrea să prezint câteva beneficii ale păcii lui Dumnezeu. Când spui pacea Domnului Isus Hristos, când Isus a spus ucenicilor pace vă, ce s-a întâmplat de fapt? Iată ce spune Biblia despre pacea lui Dumnezeu. Nu vorbesc de pacea lumii, care e o pace strâmbă, care e o pace temporară, care, de fapt, nu e o pace. Pacea romană a fost plătită cu sânge. Pax romana, cum se numea pe vremea nașterii lui Isus, ca să se facă o armonie, să poată veni Mântuitorul în lume, Dumnezeu a îngăduit să fie o pace. Pace care au stabilit-o romanii, dar care a fost plătită cu sânge. Iată, pacea lui Dumnezeu. Ce face ea când noi o rostim cu gura și vine peste noi. Pacea lui Dumnezeu ne spune în Filipeni 4:7. Și pacea lui Dumnezeu, a Lui, nu a lumii, care întrece orice pricepere, orice gândire, vă va păzi inimile și gândurile în Isus Hristos. Amin. Frați și surori, avem nevoie gândurile noastre să fie păzite? Păi nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei, citeau frații. Pentru că prin văz se duce la gândire informația. Și dacă mă uit la lucruri păcătoase, gândirea mea ce se întâmplă cu ea? Se intoxică. Și încep să gândesc păcătos. Și toate gândurile să fie îndreptate în fiecare zi numai spre rău, Dumnezeu, când intră în viața unui om, prima dată îi schimbă gândirea. Și îl face din gândirea rea, perversă, stricată, Dumnezeu o schimbă într-o gândire bună și binecuvântată. Am nevoie de o protecție a lui Dumnezeu, trăind în lumea asta, că nu trăiesc în emisfere, trăiesc printre oameni păcătoși, în tuneric, în păcat, în nelegiuire. Trăim printre ei, că asta e, trăim printre ei. Dar Dumnezeu ne poate conserva, ne poate proteja, ne poate păzi mintea dacă noi avem pacea lui Dumnezeu peste noi. N-ai pacea lui Dumnezeu, gândirea ta îți joacă feste, îți merge aiurea. Odată gândești firește, odată gândești duhovnicește, le amestești, după aia e ai un amalgam, nu mai știe nimeni ce e în gândirea ta. Ești un om încălcit. O gândire nici firească, nici duhovnicească. Un amalgam. Pacea lui Dumnezeu, zice, întrece orice pricepere. Păi explicați-mi, dumneavoastră, următoarea ecuație. Pavel și Sila, fapte 16, la 16 la 34, știți cu toți istoria. Erau în închisoare, puși în butuci, legați în lanțuri, ca și cum ar fi fost cei mai mari criminali puși în butuci. Adică butuci aia pe lângă picioarele lor și legați în lanțuri. Ca și cum ar fi fost cei mai rău făcători ai vremii de atunci. Ce au făcut? Au eliberat-o pe una de niște duhuri care vrăjea. Și când au văzut stăpânii că li s-au dus câștigul de la roba care o aveau, pe ăștia le-au creionat o anchetă, i-au aruncat în închisoare, i-au condamnat și i-au aruncat în închisoare. La miezul nopții, scrie Biblia, Pavel și Sila au început să cânte cântări de laudă. Și în timp ce cântau, butucii s-au deschis, lanțurile au căzut și ei au fost eliberați. Eu vă întreb, câtă pace au putut să aibă oamenii ăștia și liniște în sufletul lor? O avut sau nu au avut? Păi dacă nu, nu cântau cântări de laudă. De ce noi, fără butuci și lanțuri, cântăm sau nu cântăm deloc? Și mai ales cântări de laudă. Dumnezeu să ne trezească. Iată un alt beneficiu al păcii lui Hristos, Coloseni 3 cu 15. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, să stăpânească în inimile voastre în mintea voastră, în voi. Pacea asta lui Hristos ne unește, la care ați fost chemați. Pacea lui Hristos la care ați fost chemați. De asemenea, ne asigură neprihănire înaintea lui Dumnezeu, pacea asta lui Dumnezeu. Roman 5 cu 1. Deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos. Când eu am pacea lui Dumnezeu, știu că Dumnezeu mă socotește neprihănit prin credință. Nu prin propriile fapte care sunt imperfecție. Pacea lui Dumnezeu aduce liniște. Psalmul 4, versetul 8. Chiar liniște fizică. Sunt aici frași și surori care nu pot dormi noaptea. Iată ce spune Biblia. Eu mă culc, da, unii în biserică nu pot sta treji, dar noaptea acasă nu pot dormi. Nu-i lucru curat. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Adică are probleme ăsta? Are. Păi are probleme, cum să n-aibă? Dar el e liniștit, că știe că cel ce rezolvă problemele e Dumnezeu. Mă duc Dau toate problemele Domnului și mă duc și mă culc. Vorba lui Luther, biserica asta e a mea sau e a ta, Doamne? E a ta, Doamne. Noapte bună, eu mă duc și mă culc. Pune toate problemele în mâna lui Dumnezeu înainte să te duci la culcare, dă i -le Domnului și spune, Doamne, ia tu toate îngrijorările mele asupra ta, noapte bună, mă duc și mă culc. Eu mă culc și adorm în pace, n-am niciun stres. Căști Tu ești liniștea de plină în locuința mea. Lipsa păcii, știți cine o are? Cel rău. Zice în Isaia 48 cu 22, cei răi n-au pace, zice Domnul. Pacea lui Dumnezeu ne-a înfrățit. Știți? Efesen 2 cu 14. Căci El, adică Hristos, este pacea noastră care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. E frumoasă pacea lui Dumnezeu? Păi când pacea lui Dumnezeu e într-o biserică, acolo e raiul pe pământ. Acolo ai ta vrea să fii, n-ai vrea să te duci din biserica aia niciodată. Că e pacea lui Dumnezeu. Știți ce doresc bisericii Maranata? Ceea ce a dorit și apostolul Petru bisericii pe care el, chiar el, nu a înființat-o. A participat la creșterea ei, la înființarea ei, nu. No. A fondat-o, mai bine. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și al Domnului Isus Hristos. Adică, pacea asta, cum vine ea? Pacea asta nu vine așa ca o boare de sus, mă cuprinde. Ci în măsura în care Îl cunosc pe Dumnezeu și pe Isus Hristos, în măsura asta crește pacea lui Dumnezeu în mine. Dumnezeu să reverse pacea lui. Un al doilea lucru care îl aduce Domnul Isus Hristos în biserică, pe lângă pace, este Isus aduce schimbări sau transformări în biserică. La biserică vin oameni cu diferite gânduri, cu diferite concepții. Toma a venit cu concepția lui, eu nu cred. Altul cine știe cu nemulțumirea lui? Fiecare o fi venit cu ceva. Dar în momentul în care Isus Hristos se prezintă în mijlocul adunării lui, a celor ucenicilor de atunci, îi aduce pe toți la același numitor comun. Și interesant că Isus nu ignoră scepticul. Isus nu ignoră îndoielnicul, ci Isus se duce direct la El și îi spune: Tomo, pentru tine am venit la adunare. Pentru tine, Tomo, am venit ca să te convingi că Eu sunt și nu este altul. Adă degetul tău. Pune-l în urma cuielor. Ia mâna ta și pune-o în costa mea. Și Toma are această experiență empirică. Experiență personală. În momentul atingerii de Domnul se transformă. Noi avem o cântare și cântarea zice așa: Lasă-l să te atingă, lasă-l să te atingă și vei fi eliberat. Iertați-mă, aș vrea să fac o corecție. Bine ar fi să se ducă prin tot internetul corecția asta. Nu mai cântați, lasă-l să te atingă. Mai bine zi, roagă-l să te atingă. Pentru că cine sunt eu să las sau să nu-l las să mă atingă? Păi dacă el mă atinge odată, fără să vreau, mă poate face praf. Cine sunt eu ca să-i dau voie lui Dumnezeu să mă atingă sau nu? Mai bine zi, roagă-l să te atingă, roagă-l să te atingă, roagă-l să te atingă și vei fi eliberat. Amin? Că noi nu-i poruncim lui Dumnezeu. Dumnezeu ne poruncește nouă. El poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. El nu-i îndeamnă, nu-i roagă, le poruncește. Dumnezeu aduce schimbări în momentul în care te întâlnești cu El personal. Hristos Schimbă o biserică, dar interesant, în mod personal, individual, pe fiecare modular din biserică îl schimbă în parte. Niciodată Saul din Taz nu s-ar fi schimbat fapte 9, 1 la 22, dacă nu s-ar fi întâlnit personal Iisus cu el. Dacă nu l-ar fi atins Domnul Iisus, niciodată Saul nu s-ar fi schimbat, ci el credea că nu-și schimbă religia, eu nu-mi schimb religia niciodată. Auzi și în România, frate, am venit la, la voi la pocăiță, am venit că m au chemat colegul, colega, m au chemat rudenia, nu știu ce. Dar să știi, oricum ai predicat, eu nu-mi schimb religia. Nu ți-o schimba, Doamne fer, lasă ți așa cum e. Dar când te întâlnești cu Isus, Isus îți schimbă inima. Că nu religia trebuie să o schimb, ci inima. Venitul la adunare nu te schimbă. Să știți că au fost creștini care au venit la adunare și nu s-au făcut mai buni, ci s-au făcut mai răi. 1 Corinteni 11 cu 17. Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud. Pentru că vă adunați la oaltă nu ca să vă faceți mai buni, ci să vă faceți. Era prezent Isus? Era prezent Isus. Dar ei îl țineau afară. Făceau cam ce vroiau ei, biserică după gustul lor, agapei, mese după gustul lor, cina Domnului după gustul lor. O biserică făcută după gustul tău, după gustul generației acestea și nu după Biblie, nu e o biserică adevărată. Biserica adevărată este biserica după Scripturi. Hristosul adevărat este Hristosul după Scripturi. El a murit după Scripturi, a înviat după Scripturi, s-a înălțat după Scripturi și va reveni după Scripturi. Ceilalți Hristoși sunt falși. Când Toma s-a atins de Domnul Isus, el face această proclamare, care ar trebui să o facă orice copil de al nostru și noi. Domnul meu și Dumnezeul meu, spune Apostolul, nimeni nu poate face această declarație decât prin Duhul Sfânt. În momentul, și ucenicii, seara întâlnirii cu Iisus, cu o duminică înainte, Iisus a suflat peste ei și a zis, luați Duh Sfânt. Toți au crezut că e Dumnezeu. Toma, dacă n-a fost, el n-a luat Duh Sfânt. Dar în momentul când s-a atins de Dumnezeu, s-a atins de Domnul Iisus, face această proclamare personală. Domnul meu și Dumnezeul meu. În al treilea rând, prezența lui Isus nu numai că aduce pace, nu numai că aduce transformare, prezența lui Isus aduce credință. Credință. Fraților, câți de aici credem noi 100% ce spune Biblia? Da. Vă cred că vă aud audibil. Dar tare aș vrea să vedem un test. Și va veni ziua testului. Vom mai fi așa vocali? Dumnezeu să ne ajute. Credința nu este o religie. Credința este un dar care vine de la Dumnezeu. Iată ce spune Efeseni, capitolul 2, versetul 8. Căci prin har ați fost mântuiți. Prin credință. Și aceasta, care aceasta? Credința asta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Cât am stăruit după darul credinței? Că e un dar. Credința nu-i bănuială. Credința nu-i când spune Biblia să nu minți. Și tu minți, tu înseamnă că n-ai credință. Că dacă tu ai crede ce spune Biblia, cu orice. Știu, eu, revers ar avea faptul că spui adevărul. Ai spune adevărul. Nu contează ce s-ar întâmpla. Când Biblia spune binecuvântați pe cei ce vă blastămă, binecuvântați și noi blestemați. Dacă noi credem ce spune Biblia, noi facem exact ce spune Biblia. Dacă nu credem, vom blestema și noi. E simplu. Dacă crezi, faci. Dacă nu crezi, nu vei face niciodată. Spune nevrei 11 cu 6 fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Tomo, pentru că mai văzut ai crezut. E bine că ai crezut. Și în al patrulea rând, prezența Domnului aduce bucurie. De unde știu lucrul acesta? Auzi ce spune Domnul Isus așa de frumos. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Vă dați seama ce bucurie ar trebui să avem noi mai mare ca ucenicilor care l-au văzut. Bucuria noastră ar trebui să fie mai mare că nu l-am văzut și am crezut. Și credem că într-o zi îl vom vedea. Asta este o bucurie extraordinară. Când Domnul Isus e prezent în adunare, acea adunare radiază de bucurie. Credincioșii aceia sunt plini de bucurie. Pentru că sursa bucuriei nu sunt lucruri materiale, ci este prezența Domnului. Eram copil și în acea cameră pe care bunica o dăduse ca și casă de adunare, erau niște frați fără școli, unul nici nu știa bine să-și împacheteze Batista când se ștergea, la ochi sau la nas. O ținea ca pe o cârpă în mână. Nici nu știau bine să citească. Însă bucuria care o aveau pe față și o radiau în timpul slujbei, aș vrea să o văd și azi. Nu aveau nici măcar o bicicletă. Veneau pe jos, mergeau pe jos. Țin minte că mă jucam cu cârja, Bunicul lui Flore, nu era bunicul meu, așa îi spuneam, era conducătorul adunării. Avea Parkinson și tremura, dar venea la adunare și avea o bucurie pe față care nu i-o putea lua parkinson -ul. Aș vrea Dumnezeu să ne dea această bucurie. 1 Petru unu, cu 8 spune așa de frumos Apostolul Petru, pe care îl iubiți, fără să-l fi văzut. Credeți în el, fără să-l vedeți. Și efectul, vă bucurați cu o bucurie negrăită și. Ce înseamnă bucurie negrăită? Adică bucurie fără cuvinte și strălucită se vede pe față. Vreau să mă opresc aici. Primul mesaj al lui Isus după înviere. Știți care a fost? Ce a spus Isus femeilor? Bucurați-vă! Aș dori din toată inima, Duhul Domnului, să ne umple inima de bucurie. Sper că, după acest mesaj, v-am convins, sper, nu eu, Duhul Sfânt, că e importantă prezența lui Isus în adunare, că ea aduce pace, aduce transformare, că ea aduce schimbare, aduce credință și aduce bucurie. Dumnezeu să ne umple inima cu astfel de lucruri. Haideți să ridicați înaintea Domnului să ne rugăm.